ca în fiecare an la Botoșani, s-a organizat un târg al mărțișoarelor cu meșteri atât din județ cât și din țară. Deși este ultima zi a festivalului, botoșanenii sunt încă în căutarea mărțișorului perfect. Vom vorbi cu unul din meșteri care ne va povesti din experiența sa la târg. Ce v-ați prezentat? Bună ziua! În primul rând cu mărțișoare, că practic ăsta este târgul de mărțișor, care o să vi le arăt imediat, și câteva lucruri handmade, că asta a fost și târgul. Ce produse ați adus? Am și câteva iconițe care sunt făcute 100% manual, am niște brățări din piele și mărțișoare, la fel, 100% făcute manual. Cât v-a luat să realizați aceste obiecte? Păi începe de la o oră, să zicem, cel puțin un mărțișor, până la 2-3 zile o iconiță. Cum au fost botoșenenii la deschiși la această inițiativă? Pe deschiși? Da, mulțumim. Mulți cumpără, sunt și care apreciază, dar pe noi ne mulțumește cam tot ceea ce se întâmplă. Așteptările? Ați fost mulțumit de... Da, e bine. Organizația? Da. Da, e prima oară când sunteți aici? Nu este prima oară când vin la Botoșani, am mai multe ediții. La mărțișor este pentru prima dată, dar am mai venit la Târgul de Mește Popular, care se organizează în vară. Aveți o adresă ceva de Facebook sau de internet unde poate lumea să vă viziteze dacă le place ceea ce ați expus? Sigur, da, exact. Adresa de Facebook, să zicem, este Sorin Pașaniuc, exact cum mă numesc eu, sau pe e-mail, dar cred că acolo găsesc mai multe lucruri. Cu ce v-ați prezentat la târg? Cu de toate. Mărțișoare din tot de câmp, fetițe, băiței, păpușele îmbrăcate în costum național, cu nuci îmbrăcate, semne de carte, băbuțe, moșnegei, vrăjitoare. Cât vă ia să lucrați la o asemenea păpușă? Mult. Termin într-o zi, poate într-o zi, poate și în două chiar. Cum au răspuns botoșănenii la acest târg? Bineșor, așa să zicem. Mărțișoare s-au văzut mai mult, asta mai puțin acolo, dar de la cealaltă, la zilele orașului. Este prima dată când veniți la acest târg? Nu, am de 4 ani prin așa. Și cum s-au comportat botoșorenii față de celelalte festivale? Ca de obicei, sunt care cumpără, apreciază locuri de mână, sunt care nu cumpără și nu apreciază locuri de mână, sunt care cumpără de la piață, sunt care apreciază și cumpără de la noi. Mai muncim pentru ele, ne-am suflet și folosim materiale de calitate. E o pasiune care o aveți? E o pasiune, da, este o pasiune și un pic de talent. Mai împărtășiți pasiunea asta și la copilași, nepoței? Da, copiii mei nu. Dar v-ați dori să vă împărtășească pasiunea? Aș vrea, dar nu. Băiatul inginer n-are cum, fata este medic n-are cum. Nu. Eu am rămas.